La mijlocul lunii octombrie, ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat că renunță la șefia Partidului Socialiștilor și la mandatul de deputat, lucru care s-a și întâmplat între timp. Întrebarea e dacă renunță plenar la politică domnul Dodon și ce l-a determinat să ia această decizie radicală într-un moment, să recunoaștem, nu tocmai ușor pentru formațiunea pe care a condus-o mai bine de un deceniu. Cu ce se va ocupa în această perioadă următoare, domnul Igor Dodon? Și cum a văzut din opoziție botezul de foc al guvernării PAS, în special negocierile cu Gazprom din ultimele săptămâni? Aflăm răspunsurile din prima sursă. Igor Dodon este invitatul de astăzi al emisiunii Prime Time. Bună seara, domnule președinte, și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Ca să încălzim un pic dialogul pe care urmează să-l avem astăzi și sunt multe subiecte probabil de discutat, aș vrea să începem poate cu subiectul care în ultimele săptămâni a dat fiori reci și este vorba despre cel al livrării gazelor naturale. Dincolo de suspans, avem astăzi un contract totuși semnat pe 5 ani de zile cu Gazprom. Prețul însă pentru 1000 de metri cubi este unul rentabil pentru Republica Moldova sau putea fi negociat și unul mai bun? Eu cred că la subiectul ăsta noi trebuie să ne referim la câteva aspecte. Primul, este bun sau nu contractul care a fost anunțat? Doi, ce facem cu pierderile care s-au acumulat în perioada de negociere a acestui contract? Și trei, cu ce tarif? Sau cât ne va costa pe noi, consumatorii casnici? Eu cred că sunt trei subiecte care interesează pe toți, dar cel mai mult interesează pe telespectatori, care va fi tarif. Da. Păi o să încep cu a treilea. Haideți. Specialiștii noștri, care calculăm reșind din informațiile care sunt publice, tariful va fi minimul dublu față de cel care este acum. Amintesc că tariful acum este de 4,30 lei de bănuți. Deci 8 lei și 60 de bani? Minimum 8, maximum 13-14 lei. Acesta ar fi un tarif care ar putea fi aprobat în timp apropiat. Eu cred că este un tarif foarte mare. Care puterea de cumpărare a moldovenilor la această etapă pe fundalul creșterii prețurilor la multe alte mărfuri și servicii, și salariile, pensiile au rămas la nivelul cel care au rămas, chiar dacă au fost unele creșteri la pensii, neesențiale. Eu cred că este un preț foarte mare, care va fi greu de achitat de către consumatori, de către persoanele fizice. Va crea probleme mari pentru agenții economici și va da o creștere în lanța prețurilor. Doar pentru precizare, domnule președinte. Da. Deci dumneavoastră ne spuneți acum că Moldova Gaz ar putea să meargă la ANRE să ceară dublarea tarifului la gazele naturale pentru consumatorii casnici? Ei nu au altă soluție. Țin cont de prețurile care au fost anunțate de livrare gazului natural, așa vă arată calculele. De ce? Pentru a diminua efectele negative pentru populație. Eu am menționat acest lucru ceva timp în urmă, dacă nu greșesc, chiar o lună în urmă, că trebuie de urgență de aprobat mecanismul de compensare. Și eu aș merge, dat fiind faptul că guvernarea actuală spune care e susținerea Occidentului, chiar să ia unele credite și să acopere tariful sau să compenseze o parte din această creștere pentru toți. Și pentru populație și pentru agenții economice. Pentru că dacă nu va fi această compensație, atunci prețurile, care e sensul să compenseze doar la o parte a populației? Agenții economici vor plăti mai mult și vor ridica prețul la mărfuri și servicii. Și vom avea o creștere în lanț. Deci e a treia întrebare care interesează pe toți. Cu regret în această situație vom ajunge la un preț de 8, între 8 și 13-14 lei per metru cub pentru consumatorii din Republica Moldova. Cum se poate de compensat acest lucru? Acest lucru, eu cred că guvernarea poate ia în calcul, dacă nu le sugerez, sunt câteva elemente de compensare. Una, împrumuturi externe sau alocări din buget pentru compensarea unei părți a creșterii. De exemplu, dacă e vorba de creșterea dublu, măcar jumate din această creștere să fie compensată de către stat. Doi, ar putea fi anulat TVA-ul pentru gaz în Republica Moldova, care este de 8%, dacă nu greșesc. Aceasta ar da suplimentar circa 300 de milioane de lei, care ar merge de asemenea la compensare. Dat fiind faptul că veniturile la buget în casările sunt destul de mari în acest an, datorită politicilor corecte în anul trecut, care noi le-am pus ca bază, ar fi bine să anuleze TVA-ul și lucrul ăsta să se face simplu prin Parlament. Acum, mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Da. E bun sau nu contractul? În opinia mea, se putea și mai bine, dar actuala guvernare, pentru actuala guvernare, eu cred că este cea mai bună soluție. De ce spun? Se putea mai bine, dar nu pentru actuala guvernare. Pentru că în caz dacă un an în urmă la prezidențiale câștigam noi și era un guvern socialist acum,
Noi avem să facem tot posibilul să fie prelungit contractul care a expirat pe 30 septembrie la condițiile care au fost semnate anterior. Ce aveți să însemne acest lucru? Aceasta ar fi însemnat un preț de 210-220 dolari per 1000 de metri cubi, medie pe acest an. Deci Gazpromul negociază în funcție de coloratură politică? Nu. Nu avea să începem negocierile imediat, nu în luna septembrie-octombrie. Nu avea să începem negocierile la începutul anului. Așa cum am făcut tot timpul. Deci au întârziat cu negocierile? Ei au întârziat cu negocierile și au făcut mai mulți pași care, în opinia mea, puteau să nu le fac. Acum avem prețul care îl avem, avem contractul care îl avem. Apar câteva întrebări importante care, de asemenea, eu cred că și deputații în Parlament, și puțin deputații noștri, vor ridica această întrebare. Ce facem cu aceste cheltuieli enorme care bugetul trebuie să le suporte din cauza că guvernul nu s-a grăbit sau nu a făcut pașii necesari încă în luna august? La ce mă refer eu? Astăzi guvernul a anunțat că din buget vor fi compensate 17 milioane de dolari pentru a acoperi costurile de achiziții a gazului la nivel de 980.000 de dolari. Alternative care au fost împrumutate, da. În afară de aceasta, astăzi a fost anunțat că diferența între tarif și prețul real pentru luna octombrie și parțial septembrie va fi acoperit tot prin decizia Comisiei Situații Excepționale. Uh-huh. Aceasta ce înseamnă? E vorba de 50-60 milioane de dolari suplimentar. Adică apare o întrebare logică. Bugetul are de plătit sume enorme. Okay. De ce le plătim acești bani și cine se face vinovat? Pentru că în caz dacă noi admiteam așa situații, să plătească din bugetul de stat 17 milioane de dolari și acum să caute să compenseze 50-60 milioane de dolari pentru luna septembrie-octombrie, eu cred că avea să fim criticați foarte dur și ne întrebau inclusiv și la procuratură de ce am procedat așa. Așa că cu acesta, al doilea element foarte important, eu cred că noi cu toții, societatea, presa, cetățenii, trebuie să cunoaștem ce se întâmplă. Ne-am dorit mai multă transparență, în primul rând, din partea guvernării, dar, din punctul dumneavoastră de vedere și sper că aveți niște detalii, judecând și relațiile pe care le aveți la Moscova, cum s-a întâmplat că la amiază negocierile erau încă în impas? Dimineața chiar a ieșit purtătorul de cuvânt al președinției Federației Ruse, a spus că da, nu s-a ajuns la niciun compromis, suntem încă în colaps și nimic nu prevestea ceea ce urmează să se întâmple seara. Ce s-a întâmplat în câteva ore? Dacă puteți să ne deschideți niște paranteze. S-a întâmplat probabil o minune, pentru că seara avem semnat contractul pe 5 ani de zile deja cu Gazprom, la prețul, deja ne place sau nu ne place, ăsta care este. Atunci când vrei să ajungi la un compromis, mergi la cederi. Și mergi la cederi din ambele părți. Eu cred că s-a mers la compromisuri din ambele părți. Și din partea Republicii Moldova, ceea ce este corect în această situație. Eu nu vreau să critic, eu am văzut foarte multe critici. Apropo, o situație destul de interesantă și foarte nostim se privește într-o parte, că toată săptămâna trecută armata de susținători a actualei guvernări strigau că șantajul rusesc nu va trece, că mai bine înghețăm de frig și copiii să nu o să meargă la școală, dar o să fim independenți, liberi și așa mai departe. Pentru că vineri, seara și sâmbătă și duminică și astăzi tot se bată din palme cei de bun gazul rusesc. Alternativa nu era să înghețăm. Nu. E clar. Putea să fie, pentru că putea să fie prețul foarte mare. Eu cred că Federația Rusă, și vreau pe această cale încă o dată să-i mulțumesc, ei au dat dovadă de înțelepciune în această situație și în pofida unor mesaje foarte negative de la Chișinău. Toți deputații PAS, toată presa lor, toți consilierii, consultanții strigau despre șantaj rusesc și că Putin vrea să îngenuncheze. Rusia a arătat din nou că este un prieten adevărat al Republicii Moldova. Și a luat decizia, uite, mergem și mergem cu un preț destul de bun. Deci Federația Rusă a dat din nou dovadă de înțelepciune. Nu cred că a vrut atât de mult să susțină pe actuala guvernare, cât să susțină cetățenii Republicii Moldova. Guvernarea tot a mers la unele cederi. Ce au cedat anuștri? Corecte, din nou, nu vreau să-i critic, pentru că eu am procedat corect. În ce ține de datorie, este evident că acest contract pe 5 ani, în aceste condiții, este valabil din ceea ce a fost publicat astăzi. Doar în cazul când se recunosc datoriile și se face graficul de achitare pe parcursul la 5 ani. Tot în acest protocol care a fost astăzi făcut public, Puține ne spune. Și vreau să felicit cei de la guvernare că l-au făcut public, acolo foarte multe lucruri se spun. Acolo este punctul 3 din decizii care spune foarte clar că parcursul perioadei de achitare a datoriilor nu se va merge la reorganizarea
Moldovagaz, ceea ce înseamnă pachetul 3 energetic va fi suspendat. Adică fiecare parte și-a obținut... Domnul Stan a spus că nu îl suspendăm. Noi avem alte măsuri de luat prin acest pachet energetic 3. Eu cunosc foarte bine ce este vorba, pentru că și în calitate de fost ministru al economiei, care a gestionat acest proces și în negocieri multiple la Bruxelles pe procedura de reorganizare și divizare, eu cunosc foarte bine ce este vorba. Deci, până la urmă, va fi suspendat acest pachet energetic 3 sau înghețat, să-i spunem, în această perioadă? Eu citesc doar documentele care au fost făcute publice. Documentul care a fost făcut public... Dar cunoaște ce alte detalii, de asta insist. Păi vă spun că documentul care a fost public indică exact ceea ce am spus. Uh-huh. Este punctul 3 din acest protocol care spune foarte clar că până la achitarea datoriilor, dar datoriile trebuie să fie achitate în decurs de 5 ani, atunci niciun fel de proces de reorganizare și divizare activilor Moldovagaz nu poate avea loc. Ceea ce presupune că unele prevederi ale legislației și acordurilor semnate cu Uniunea Europeană nu pot fi puse în aplicare până ce nu se achită datoria. Dar datoria este de circa 700 de milioane de dolari. Și acești 700 de milioane de dolari, care vor fi recunoscute, pentru că e vorba de un audit, dar probabil nu vor să spună cei de la guvernare, audit este. Pentru că Moldovagaz, ca companie destul de importantă, fiecare an face audit internațional. Și toate aceste cifre sunt fixate deja. Și ei știu că sunt fixate. Dar pentru a încerca să arate bine la Chișinău, au spus că haideți noi în decursul anului 2022 să facem careva audit. De ce, așa ca să totalizăm, pentru că cred că mai aveți și alte subiecte. Da, eu cred că pentru actuala conjunctură, pentru actuala guvernare, este un contract bun. Nu puteau să obțină ceva mai bun în această situație. Actuala guvernare nu putea să obțină ceva mai bun în această situație. Și felicit pentru aceasta. Au dat dovadă de corectitudine și au putut să negocieze corect până la sfârșit. Federația Rusă și-a obținut ceea ce a dorit prin acest contract și a dat dovadă de înțelepciune că n-a mers la această înțelegere pentru că puteau să nu meargă. Ia să spună, plătiți 800. Da, asta și ne-a mirat. Dar, fac aceeași remarcă, două remarci. Prima, se putea și mai bine și noi am făcut alte negocieri. Și doi, a doua remarcă, urgent trebuie de compensat măcar o parte din această creștere pentru toți consumatorii. Asta noi am înțeles. Acum am să revin un pic la ceea ce v-am întrebat și mai devreme. S-au implicat și alte părți terțe în aceste negocieri. Spre exemplu, a venit lobby, nu știu, de la niște aliați, parteneri europeni ai Republicii Moldova. Sau spuneți că Federația Rusă a dat dovadă de înțelepciune. Pe de altă parte, ministrul ne povestește astăzi despre niște negocieri care s-au încadrat strict în de ordin comercial și nici de cum sub alte aspecte care ni le sugerați dumneavoastră cumva acum. Eu am văzut astăzi declarațiile unor oficiali europeni, chiar înainte de emisiune, care spuneau că Rusia a încercat să șantajeze, să impună Republicii Moldova ceva legat cu gazul. Dar am văzut și declarații oficialilor de la Chișinău care au spus că nu au fost niciun fel de încercări de a lansa condiții politice. Deci rămân pe poziția că s-a negociat țin cont de interesele economice a Moldova Gaz, a Gazpromului, a Guvernului Republicii Moldova. Una comercial, să spui, și cu totul altceva când vorbește economic, pentru că dacă economic e mult mai larg, comercial era strict între două companii care ar fi trebuit să negocieze. Bine, noi înțelegem că s-au implicat și altcineva, lucruri despre care dumneavoastră probabil nu puteți să ne spuneți. Este rău că politicul din Republica Moldova, guvernarea, s-a implicat prea târziu. Și costul acestei implicări întârziate este unul enorm. Este vorba de zeci de milioane de dolari care trebuie să fie plătite din buget. Pentru că dacă începeau aceste discuții în luna august, așa cum le-a sugerat domnul Coză când a fost în vizită la doamna Sandu, eu cred că noi avem pierderi mult mai mici. Bine, doamna Sandu spunea în acea perioadă că e treaba Moldova Gazului. De și fapt, pe urmă totul s-a implicat. Pe urmă, da, a fost nevoită să se implice. Ați fost la Moscova, am înțeles că v-ați și vaccinat acolo. De ce la Moscova și nu la Chișinău? E mai sigur vaccinul acolo? În primul rând, referitor la vaccinare. Eu sunt împotriva vaccinării obligatorii. Eu consider că vaccinarea trebuie să fie benevolă și am spus-o de mai multe ori, inclusiv la dumneavoastră. Dar este benevolă, nu e obligatorie. Eu spun ca să se cunoască poziția mea. Ok. De ce la Moscova? Pentru că aici vaccinul Sputnik V nu este. Și eu cred că aceasta este o greșeală actuală a guvernării. Noi primele doze de vaccin, circa 200.000 de Sputnik, le-am adus în luna mai sau iunie. Și apropo, atunci era deficit enorm în Federația Rusă, în aprilie, mă duc chiar. Uh-huh. Atunci nu era vaccină pentru că se producea și nu se reușea. Acum sunt în stocuri enorme.
Și le-am sugerat celor de la guvernare. Destul de sincer. Cumpărați, procurați și vaccin la Sputnik. Pentru că dacă o să aduceți 1 milion de doze vaccin la Sputnik în Moldova, dublați în decurs de o lună numărul celor vaccinați din țară. Și se rezolvă o problemă. Scade presiunea pe medicină. Dar ei, cu regret, merg acum doar cu vaccinile occidentale. Eu am auzit ceva că guvernul Republicii Moldova ar vrea să înceapă negocierile sau sunt în negocieri. Eu le-aș sugera să se miște mai repede. Pentru că, nu de ce, eu nu sunt împotriva niciunui vaccin, nici chinezești, nici americani, nici europeni. Dar noi trebuie să le dăm posibilitatea cetățenilor să aleagă, să fie toate tipurile de vaccin. Și dat fiind faptul că așa e la moldoveni, au încredere în tot ce rusesc. În gaz, unii, energie, da, electrică, sigur. O bună parte, nu toți, bine. Marea majoritate în sondaje spun că s-ar vaccina cu Sputnik. Țin cont de această cerere, solicitare, care este problema, stimați guvernanți? Păi ce spasul acesta? Pentru că este interesul nostru comun. Dacă o să vaccineze un număr mai mare de persoane, atunci o să fie mai simplu pentru sistemul medical. Deci ei îndemn pe guvernanță să asigure toate tipurile de vaccin, dar pe cetățeni, în caz dacă le permite sănătate, le permite convingerile, pentru că sunt oameni care din convingere nu vor să vaccineze, le recomand să se vaccineze. Eu mi-am administrat prima doză în vinerea săptămâna trecută și pe data de 19 trebuie să vaccinez a doua. Sunteți la Chișinău, deși mulți spuneau că ați fugit la Moscova când v-au văzut acolo. Vă temeți de dosare despre care se spune că vor fi scoase de la Naftalină? Ce intenționați să faceți în perioada următoare? Veți pleca din țară? Mulți sperau că m-am dus din țară. Inclusiv din oponenții politici, inclusiv v-am văzut glume și tot felul de declarații în acest sens. Eu nu am de gând să plec din țară. Mi-am văzut că unii au spus că gata, Dodon și-a luat cetățenie Federației Rusiei. Apropo, ați obținut-o sau nu? Nu am cetățenie altul stat și nici nu intenționez. Cetățenia rusească poate să-mi trebuiască în caz dacă voi doriți să fie angajat într-o companie de stat în Rusie, dar nu am așa planuri. Eu rămân în Republica Moldova. Dar oferte aveți? Oferte sunt. Oferte sunt. De aceea am decis să rămân în țară. Acum și o să discutăm cu ce mă voi ocupa. Da. Familia tot e aici. Familia tot e aici. Deci nu da, unii... au mai apărut și zvonuri și despre familie, că s-ar afla deja. Doar acel mare învață în Kazani, la universitate. Dar acum este aici că fac online și la Kazani. Orele. Deci sunt pe loc, sunt alături de colegii din partid, avem foarte mult de lucru, ea că chiar mâine voi fi în teritoriu. În ce sunt de dosare? Haideți să spunem un da, punct aici. Vă rog mult. Eu am fost 4 ani președinte al Republicii Moldova. Dintre care 2 ani jumate am luptat cu regimul cel care a fost. Cunoaștem cu toți. Da. Ok. Ce pot să-mi incrimineze mie? Deci să discutăm. Sacoșa aceea, da? Cu liocul. O să vorbim în a doua parte a emisiunii. Nu, eu vreau să punem punct pentru că ați întrebat de dosar. Da. Haideți să punem punct. Ce este acolo? Un personaj politic care era sub presiune să fugă din Moldova, încearcă să transmită ceva unui politician care nu acceptă. Și tot asta filmează cu camera ascunsă, care nu era autorizată pentru filmări și nu poate fi utilizată în procese penale și așa mai departe. Și toți lucrurile astea cunosc. Asta este un fake, care a fost ridicat în opinia publică cu scopul de a favoriza pe cineva la alegeri prezidențiale. Gata. Mai mult nu au nimic. Dacă aveau ceva, de mult făceau tot felul de mișcări. Eu m-am refuzat de mandatul de deputat. O să discutăm astăzi despre acest lucru. Chiar acum vreau să vă întreb. Adică nu am imunitate parlamentară. Nu mă ascund după imunitate. Nu m-am dus din țară, am fost 1 săptămână jumate, am discutat cu partenerii ruși tot ceea ce ține de Uniunea de Business nou creată și am revenit în țară fără imunitate. Haideți să le luăm pe rând, ca să înțelegem și noi. De ce ați plecat din Parlament și ce se va întâmpla la Congresul din decembrie? Cu dosarele neclarificate. O să mai revenim un pic mai târziu, domnule președinte. Sunt câteva precizări de făcut, nu e nimic ieșit din comun. Acum haideți cu aceste. Foarte scurt că ne apropiem și de pauză și să nu intrăm în regim alert. Da. Eu din anul 2005 am avut de furcă cu mai multe parlamente. În 2005 am fost numit viceministru al economiei. Eu mai slab parlament ca acesta, majoritatea parlamentară, eu nu cunosc. Mai slabă, repet, majoritatea parlamentară. Din 2005 până în ziua de astăzi. Slabă, dar multă, dacă ar fi să continuăm ideea dumneavoastră. Au fost și altele multe și la comuniști erau mulți. Dar mai slabă majoritate parlamentară, arogantă, neprofesionistă, cu aere, care nu vrea să asculte pe nimeni, eu nu am văzut.
În această situație, când este o majoritate parlamentară de chestii, eu înțeleg dacă aveam cu cine să discut, să le propun, nu pentru interesele partidului, ceva, ci pentru a consolida societatea, pentru a merge înainte, pentru a rezolva probleme. Dar așa cu cine să discuți? Cu Alaiba în Comisia Economiei, Buget și Finanțe, care nu știe ce e... Eu cred că dacă îl iei repede, nici tablița mulțării nu cunoaște. Cu cine să discuți? Eu mi-aduc aminte Nicolae Bondarciu, care era președintele Comisiei Economiei, Buget și Finanțe în anul 2005-2009. Niște persoane care... personalități economice. Deci în această situație, ca al cincilea președinte al Republicii Moldova, eu am decis că pentru mine să fiu în acest parlament este mai puțin eficient în interesele cetățenilor, nu în interesele mele. Am considerat că este mai eficient să merg în teritoriu, să discut cu oamenii, să ajut, să mă ocup cu alte activități care ar putea să aducă suport cetățenilor. Da, noi avem o echipă destul de bună pregătită în Parlament. Sunt colegii mei acolo, ei o să facă față. Dar pentru mine mai eficient este să fiu în afara Parlamentului. Anume, de ce asta și-am luat decizia. Dar de ce am luat decizia de a pleca din fruntea PSRM? De a vă retrage, hai să spunem. În plus, să termin cu... Da. Mi s-a propus să conduc o organizație importantă care se va ocupa de relații bilaterale Moldo-Rusie. În această situație, când relațiile Moldo-Rusie, ce puțin până în ziua de ieri, nu au fost pe agenda guvernării, evident că am acceptat acest lucru și vom veni cu multe proiecte bune pentru Republica Moldova și în suportul agenților economice de la noi din țară. Investiții, piața desfaceri și așa mai departe. În ceea ce țin de partid, în decembrie anul curent, vor fi exact 10 ani de când eu am venit la cârma Partidului Socialiștilor. În acești 10 ani, partidul a obținut toate victoriile posibile. Noi am vins la prezidențiale, noi am vins de două ori la parlamentare, în 2014 și 2019. Noi am vins în Chișinău cu candidatul socialiștilor, domnul Ciuban, care este un primar bun de Chișinău. Noi am vins în Găgăuzia de câteva ori. Noi am toate victoriile care au fost. Da, vă retrageți în momentul în care ați suferit două eșecuri. Și de ce? Da, toți cred că un partid trebuie să fie tot timpul veșnic la guvernare. Așa cred și cei care sunt acum. Eu mă uit la deputații așa care au venit noi, ei cred că vor fi toată viața deputați. Nu e toată viața. De ce? Eu am luat decizie și le-am propus colegilor. Uite, haideți să facem felul următor. Facem un organ colegial de conducere a partidului, din 4-5 persoane, cât o să considerăm împreună necesar. Și ne mișcăm așa. O să fie o formulă nouă pentru Republica Moldova. Nu a mai fost așa ceva. De ce? La congresul din 18 decembrie, care trebuie să aibă loc, la propunerea mea, la congres, va fi votat, sper să fie votat, aceste modificări la statut. După care se vor alege aceste 5 sau 3 sau 7 persoane cât va fi, care va fi organ colegial din conducere. Nu va mai fi un președinte jet-be-jet. Nu. De rândul lor va fi un secretar executiv, care va fi portavocea partidului pe anumite perioade. La noi probabil o să fie indicat că pe un an de zile se schimbă. Sistemul rotativ. Sistemul rotativ. Bine, colegii au spus că să fiu președinte de onoare. Le-am spus, nu, cum doriți. Dar din partid nu plec. Sunt membru al partidului, pentru că practic noi l-am ridicat de la zero. Voi fi alături de colegi. Chiar mâine merg în teritoriu. Deci nu vă retrageți din politică așa cum se sugera? Eu am luat decizia să fac o agendă, să am o agendă, o activitate 100% populară, alături de oameni. Și eu cred că lucrul ăsta îmi va reuși. Și deja îmi reușește. Înainte de pauză, o singură precizare. La congresul din decembrie se pregătește cumva și fuzionarea cu PCRM, pentru că se zvonește prin târg că și președintele Voronin vrea chiar să se pensioneze, să se retragă în general din politică. Și vă întrebam dacă luați în calcul o asemenea variantă. Orice fuzionare se face cu acordul ambelor părți. Da. De asta și vă întreb. Din partea noastră a venit un apel încă în luna februarie. Noi considerăm că trebuie să consolidăm partidele de centru-stâncă. Vor dori să meargă la consolidare, fuziune, colaborare, se va vedea. Noi suntem gata. Inclusiv în decembrie sunteți gata să faceți. Noi suntem gata, dar oricând trebuie să fie de acord și partea cealaltă. La moment nu există așa subiect în ordinea de zi a congresului. De fuzionare cu alte partide. Dar discuții încă se duc între colegii de bloc. Eu nu am văzut deschiderea din partea conducerii Partidului Comuniștilor pentru astfel de scenariu. Ei sunt ok că datorită blocului au intrat în Parlament și o să vedem cum o să mergem mai departe.
Bine, luăm o scurtă pauză, domnule președinte. Ce rol a avut celebrul Culioc în eșecul lui Igor Dodon de la prezidențială? Domnul președinte a pomenit, dar aș vrea să deschidem un pic parantezele după o scurtă pauză. Unde se află în prezent familia domniei sale? Deja am aflat, dar ne vom referi și la acest capitol în detaliu. Și nu în ultimul rând, pleacă Igor Dodon pentru totdeauna din politică sau totuși lasă ușa deschisă ca să revină atunci când astrele electorale se vor alinia ceva mai prielnic? Revenim cu acestea, dar și alte întrebări după o scurtă pauză. Am revenit, doamnelor și domnilor, continuăm dialogul cu ex-președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon. Domnule președinte, se întâmplă ceva totuși în politica moldovenească în ultima perioadă. Recent mai mulți lideri de partid am văzut că ușor, ușor au ales să facă un pas în spate. Vorbim aici de Pavel Filip și de Andrei Ancandu, Andrei Năstase, Renato Usate, bine, ultimul doar din postura de primar a municipiului Bălți. Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, că mi se pare deja simptomatic, a devenit plictisitoare politica moldovenească, nu e rentabil să te prăfuiești în opoziție. S-au maturizat politicienii, poate, și știu să facă un pas atunci când partidul are nevoie de un reset. Ce se întâmplă în general, mai ales că avem și cazul dumneavoastră personal, ca studiu de caz? Eu cred că sunt cazuri absolut diferite și nu pot fi pus într-un coș. Bine, dar s-au întâmplat unul după altul. Nici unul din personajele pe care ați menționat nu pleca din Parlament dacă avea să fie ales deputat. Vă spun la sigur. Uh-huh. Da, aici este o diferență. Putem spariem pe acest. Sunt de acord. Diferența este. Niciunul dintre ei, pentru că ei toți au luat deciziile respective, pentru că ei au ieșuat la alegerile parlamentare de 11 iulie. Și eu îi preîntâmpinam pe unii dintre ei, atunci când tare se băteau cu pumnul în piept, în primăvară, nu spun cu cine, am avut discuții chiar, așa. Și le-am spus, unde voi mergeți? Zic, o să ajungem în toamnă, noi, socialiști, o să fim în Parlament, cu un scor mai mic, sau de noi care? Noi am luat 35 de mandate de trecut, acum avem 32. Împreună cu un blocul care îl avem. Adică noi plus minus 3 mandate. Dar unde sunt toți cei care foarte tare se băteau? De aceea, cei care au greșit, în mare parte, au luat decizia să retragă. Eu nu vreau să comentez, e bine sau rău. Eu luau decizia, țin cont, probabil, de interesele lor, de interesele partidelor politice. La noi care e situația? Eu deja am explicat-o. De ce am plecat din Parlament și de ce consider că, neplecând din PSRM, trebuie de făcut un organ colegial de conducere. Cred că această decizie este una corectă și dar o vom mai discuta, pentru că acum are loc, au loc ședințele în toate organizațiile noastre regionale de partid, din pregătind de congres, acolo sunt opinii diferite. Unii spun, dar de ce să facem așa? Pentru că la noi, în Moldova, trebuie să fie verticală, trebuie să fie președinte de partid, alții spun că e de acord cu propunerea lui Dodon. Avem încă o mulțime discuții, încă două luni avem până atunci. Sau o lună jumate. Bine, ca să revenim la subiectul în care trebuie să le puizăm, așa cum spuneați dumneavoastră, dacă mi-amintesc bine, dumneavoastră chiar ați declarat recent că dacă nu ar fi fost acoșa neagră cu calendar mult mai cunoscută, deja legendarul Culioc în societate, Maesandu nu devenea președinte. Până la urmă, ce v-a făcut să enunțați acest lucru? Care este explicația acestei declarații? Lucrul ăsta e simplu. Noi nu putem să presupunem, de asta vă întreb dumneavoastră. Eu cred că, dar noi de multe ori am discutat. Eu cred că toți cetățenii, sau marea majoritate, înțeleg că dacă nu mergeam eu atunci la acele discuții cu Plahotniuc și nu făceam acel joc care a fost făcut atunci, Plahotniuc și acum era la guvernare în Republica Moldova. Ei n-au riscat cu nimic cei din locul acum și Maia Sandu, care a devenit mai târziu președinte, sau prim-ministru și prim-președinte în țară. Riscul l-am asumat noi, socialiști, și eu în primul rând. Știind care sunt riscurile pentru familia mea personal, pentru mine, am mers la acest risc pentru ca să scoatem statul capturat sau cei care au capturat statul din Republica Moldova. Bine, îl capturează alții, și o să vorbim despre aceasta. Dar eu cred că a fost luată o decizie corectă, care mai târziu a fost jucată împotriva mea. Regret eu acest lucru sau nu regret? Nu regret. Pentru că dacă nu facem acest pas atunci în luna iunie, cele sunt filmări din luna iunie 2019, atunci cum a fost, așa și era acum în Republica Moldova. Că tot ați pomenit de președintele doamna Sandu, mai nou, într-un interviu acordat presei ruse, dumneavoastră vorbește despre faptul că Moldova nu are nici măcar statut de observator în cadrul Uniunii Euroasiatice, acolo unde dumneavoastră ați pus o semnătură.
Pentru că nu ar fi fost pe intern pornite toate procedurile care ar fi trebuit cumva să autentifice acea semnătură și așa mai departe. Deci, explicați-ne, vă rog, care este statutul nostru, pentru că, în mod normal, dacă eu, în măsura în care înțeleg, ar fi trebuit să avem un statut de observator în cadrul acestei uniuni. Politica externă, președintele țării este responsabil de politica externă și duce mesajul în extern. Atunci când aceste mesaje duc la unele angajamente din partea Republicii Moldova sau din partea unor țări față de Republica Moldova, atunci există anumite proceduri. De exemplu, aprobarea hotărârii de guvern, ratificarea de către Parlamentul Republicii Moldova. În acest caz nu sunt niciun fel de angajamente, niciun fel de obligații. Președintele țării s-a adresat pentru a obține un rol de observator, nu membru, okay. Și cinci conducători a cinci state, Rusia, Belarusia, Kazahstan, Armenia și Kirghizia, au luat decizia să accepte și au acordat acest statut de observator. Aceasta este doar o platformă. Și eu regret foarte mult că actuala conducere nu vrea să utilizeze această platformă. Pentru că dacă să revenim la tema gazelor, membrii Uniunii Euroasiatice au obținut prețuri de 120-160 Armenia recent, până la $200, 1000 de metri cubi. Și atunci îmi pun întrebarea. Colaborarea pe această platformă e benefică sau nu Republicii Moldova? Evident că e benefică, fără niciun fel de angajament. Acum, mesajele pe care doamna președintele lansează public, ele foarte mult seamănă cu mesajele de Plahotniuc. Eu mi-aduc aminte ce declara Vladimir Gheorghevici, domnul prim-ministru Filip de atunci, prin 2018-2019, pentru că noi am obținut acest statut în luna mai 2018, spunea că procedurile interne nu sunt și ei nu recunosc și așa mai departe. Cu toate că noi am participat 2 ani jumate în toate, absolut, în toate activitățile legate de această Uniune. De ce? Noi suntem observatori la Uniunea Euroasiatică și eu i-aș sugera actualei guvernări să nu se teamă de acest lucru, să profite, să meargă, să discute. Nu este niciun fel de angajament. Nu afectează acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Mergeți pe integrare europeană, ok, să-l decis așa. Mergeți înainte. Dar de ce să dați cu piciorul în piețele tradiționale? De ce să dați cu piciorul în colaborare cu Federația Rusă, Belarusia, Kazahstan și mai departe? Care, pentru ce obțin pentru produsele agroalimentare, este piața de bază. De ce trebuie să lăsăm această luptă care a fost în campanie electorală. Pentru că eu văd foarte multe mesaje și eu sunt foarte convins că după emisiunea de astăzi din nou vor începe unele mesaje așa mai dure, care sunt sugerate de campanie electorală, de baricade. Eu vă rog foarte mult, stimați oponenți politici, stimați guvernanți. 2 ani ați bătut în Dodon. Dodon era rău cel mare. Nu era nicio misiune, nicio ieșire în public, că voi să nu spuneți cuvântul Dodon. Gata, Dodon nu este în Parlament. Dodon în partid este, face organ colegial. Arătați ce puteți face voi. Eu sunt gata să colaborăm. Haideți să vedem ce putem face împreună pentru țară. Lăsăm mesajele. Hai să consolidăm cumva societatea. Eu sunt pentru asta, sincer. Lăsăm mesajele care ne dizbină. Uite, facem înțelegere. Începem cu ziua de astăzi, lăsăm mesajele care ne dizbină. E mai simplu și asta să o faci când ești în opoziție, desigur, domnule președinte. Dar noi lucrul ăsta l-am făcut când eram la guvernare. Vedeți că este o tradiție nescrisă, practic, în politica moldovenească. În momentul în care ești pro-european, ești din oficiu pro-rus și invers. Dacă ești pentru relații mai aprofundate cu Federația Rusă, ești perceput ca anti-european. Atât, spre exemplu, dumneavoastră, care sunt argumentele care vă fac să susțineți, nu știu, atât de vehement relația cu Federația Rusă? Eu sunt pro-Moldova. Eu asta nu ca partidul cel, pro-moldovean. Eu sunt pentru tot ceea ce ține de valorile noastre. Nu, ca să înțeleagă, este ceva ideologic, este ceva legat de parteneriat sau pur și simplu exploatați un bazin electoral care până nu demult v-a adus suficiente dividende politice. Eu consider că Republica Moldova trebuie să fie în relații bune cu toți, și cu Federația Rusă și cu Uniunea Europeană. Și de mai multe ori am menționat că aceasta este viitorul țării noastre. Politica externă echilibrată, relații reciproc avantajase cu toți. Și mie mi se pare că actuala conducere a țării a început să înțeleagă acest lucru după negocierile care le-a avut cu gazul. A început să înțeleagă că trebuie să fie în relații bune cu toți. Trebuie să fie, da, cu europenii ești în relații bune foarte bine, dar nu trebuie să fii împotriva rușilor. Da, cu Rusia ești în relații foarte bune, cum am fost noi, dar nu trebuie să fii împotriva europenilor. Noi doar nu am pus semnul întrebării niciun fel de acord semnat cu Uniunea Europeană. Acea perioadă scurtă cât am fost noi la guvernare, hai sincer să spunem, perioada de guvernare a socialiștilor a fost 1 an de zile. Anul 2020.
Și atunci noi nu am avut acea majoritate confortabilă parlamentară pe care o are actualul guvern. De ei au 60 ceva de mandate, noi am avut 37. Și cu 37 de mandate noi am guvernat în anul 2020. În diferite crize și am făcut față. Și acum toți înțeleg că perioada guvernării socialiste a fost mai bună. Toți spun că a fost mai bine. Nu trebuie să pe oricare. Dar eu acum las concurența asta politică. Haideți, stimați oponenți, că mă uit în ecran, dragi oponenți, nu dragi, stimați, haideți să încercăm să găsim ceva ce ne unește. Eu sunt gata să ajut. Colegii mei din Parlament, că reforma justiției, de exemplu, da? Probabil aveți acest subiect. Păi, haideți împreună. Și eu am spus, am transmis mesajul și lui Litvinenko și lui toți absolut. Colegii mei au fost, s-au întâlnit. Le-am spus, noi suntem gata să susținem. Uite, ce trebuie să facem reformă justiției? Haideți să demonstrăm că 90 deputați, 90 cât suntem noi foarte ușor acolo, 95 deputați, votăm toți împreună. Votăm pentru modificarea Constituției, dar să fie o reformă veritabilă. Nu când încercăm noi să subjugăm justiția așa cum o face Plahotniuc, pentru ceea ce se întâmplă acum, în mare parte, cu regret, este cel lucru. Și atunci ce fel de stat de drept creăm noi? Vedeți, domnule președinte, de-a lungul anilor, actorii politici, unul după altul, s-au întrecut în promisiuni legate de această reformă a justiției, că tot ați pomenit-o. Nimeni nu a făcut însă mai nimic, sau cel puțin nu s-au făcut lucruri palpabile să fie resimțite de masele largi. Acum pas prea puterea și pornește în trombă o serie de acțiuni contestate de unii, adulate de alții. Și chiar vreau să ne referim așa, punctual, la câteva lucruri importante din ceea ce se numește reforma justiției. Cum vi se pare această curățenie pornită, ca așa le spune, curățenia sistemului de Partidul Acțiunii și Solidaritate? Dar ce constă această curățenie? Eu n-am văzut curățenie. Curățarea sistemului de corupție. Bine, de la el se presupune, în opinia celor din PAS, că se strică toate. În ceea ce ține... Au găsit... Țapul spășitor. Nu, eu nu pot să-i spun țapul spășitor, spuneți-i dumneavoastră, pentru că dumneavoastră, în primul rând, dar atunci, ați semnat decretul. Dar eu înțeleg foarte bine. Dar când revin în sistem toți oamenii care au fost docili și scule ale statului capturat, și practic ei iau decizii acum, ei pur și simplu și-au schimbat coloratura politică din albastru în galben, și cu aceleași instrumente, cu aceleași metode, acum justifică că fac justiție corectă pentru un partid pro-european, din nou, și toți cei din Occident închid ochii, păi eu vreau să vă pun o întrebare și dumneavoastră și mie. Dumneavoastră aveți copii și eu am copii aici în țară. Ce fel de stat creăm noi în Republica Moldova? Ce vrem să construim noi? Hai lăsăm lupta politică într-o parte, culorile politice lăsăm într-o parte. Ce vrem să construim noi în Republica Moldova? Noi vrem să construim un stat unde oamenii să nu se teamă, să respecte legea, să plătească impozite, să lucreze aici acasă, să nu caute dușmani că unul vorbește în limba moldovenească, altul în limba română, să nu caute dușmani că unul, dacă e prieten cu Putin, atunci trebuie să fie împotriva lui Merkel sau invers. Pe noi așa stat de drept, așa stat vreau să creăm. Sunteți de acord? E că eu așa stat vreau. Și asta ar fi într-o variantă ideală. Și în situația aceasta, în condițiile când bine, noi vedem ce se întâmplă cu numirile în funcție de stat. S-au anulat toate concursurile, se numesc neamuri, verișoare și așa mai departe. În condițiile când se merge pe așa numită curățire, dar se face... spun că instrumentul concursului a ieșuat în Republica Moldova. Nu poți să mergi atât timp cât avem cumătrism, nepotism și nu știu. Oricum, adică atât timp cât e cumătrism și nepotism, nu trebuie concursuri, pentru că trebuie numiți nepoții și cumătri. Așa se poate înțeles. Păi tot ei insistau că trebuie concursuri. Dar eu acum, din nou, nu vreau să vin la învinuiri. Noi trebuie să creăm ceva în Republica Moldova care să fie pentru viitor. Faptul că acum schimbă legislația pentru a da oameni afară care ei consideră că nu o să îndeplinească indicațiile lor, se referă și la procuror general, se referă la CCA, la audiovizual, se referă la televiziunea națională, Moldova 1. A, pe acest segment ne-am expus și noi și mi se par suspecte unele. Când acum schimbă legislația pentru ca să-i numească direct de la partid, păi peste 2-3 ani, 4, eu cred că va fi mai repede, această guvernare va pleca. Păi ce înseamnă că opoziția sau următoarea majoritate parlamentară când va veni trebuie să procedeze tot așa? Pentru că au creat precedente. Eu la aceasta vreau să sensibilizez cei care acum au puterea în Republica Moldova. Ei trebuie să fie mai înțelepți, să nu meargă după principiul
scopul scuză mijloacele. E așa de acum am discut. Nu contează. Nu contează să fii 4 ani, amul trebuie de făcut. Și hai să-i punem pe toți pe noștri, pe urmă să ne clarificăm. Nu e corect așa. Pentru că așa abordare duce la faliment politic 100%. Eu nu am văzut poziția dumneavoastră referitor la ceea ce s-a întâmplat în cazul domnului Stoianoglu. Dar de ce? Eu am făcut și conferință de presă în acea vineri când a revenit în țară. Cum vi se pare această reținere, în primul rând, îi pot fi imputate, aș vrea să deschidem parantezele, domnul procuror general, ceea ce îi se incriminează în acest moment, precum că nu ar fi fost eficient și s-a mai deschis un dosar penal pentru abuz în serviciu și sunt mai multe capete de acuzare acolo, 4-5 dacă nu mă înșel. Și în general, era nevoie de această reținere. Eu am spus odată la emisiune. Sau poate era nevoie ca să dea un semnal. Eu am spus, odată la emisiune că dacă o să iau apărare, o să spună că Dodonul a apărat pe Stoianoglu, dacă o să-l critică, să spună că e ca și Dodonul, înțeles că Stoianoglu e rău. Bine, nu mai sunteți deputat acum. Nu o să leg de Stoianoglu, o să leg de procedură cum s-a făcut. S-a încălcat orice element a statului de drept. Și eu sunt fier convins că dacă o să ceară expertizarea Comisiei de la Veneția, va fi o opinie negativă. Și acest lucru înțeleg foarte bine și cei de la Curtea Constituțională, care au avizat pozitiv acest lucru. Pentru că lucrul acesta, așa cum s-a procedat, cu încălcarea legislației, cu show-uri, pentru ce trebuie mascați, nu știu ce, și așa mai departe. Îi spunea lui Stoianoglu, vă chemăm la ora cutare, veniți la... El avea să vină. Pentru ce să faci aceste show-uri? Să umilești o persoană pentru că a îndrăznit să spună ceva împotriva președintelui țării și împotriva ambasadorilor? Păi lucrul ăsta nu e corect. Nu e corect pentru, din nou, pentru ceea ce creăm noi, pentru că timpul o să treacă. O să treacă și acest an, de că e deja un an de când președintele țării în funcție. Și 100 de zile de când acest guvern e în funcție. Un an, doi, trei și s-a terminat. Poate mai repede o să se finalizeze tot. Dar ce lăsați voi din urmă? Creați din nou acel spirit de frică în societate? Știți ce îmi spun, îmi transmit mie oamenii? Chiar că pe perioada cei scurtă a guvernării socialiste, nu era frică în societate. Unii spun că erau unii colegi, trebuie să batem și frică, știi cine e domnul hazian. Eu am spus nu. Haideți să creăm, cel puțin să încercăm să punem baza unei astfel, altfel de abordări. Acum revine spiritul de frică. Jurnaliștii se tem să vorbească. Noi știți că colegii noastre de Breaslă se tem să critique guvernarea, cu toate că înțeleg că îi dau prin străchin în fiecare zi. Pentru ca să nu vină armata de troli în Facebook să nu-i spună că, uite, tine te-a plătit Dodon sau nu știu cine. Nu e vorba de teamă aici. Și atunci întreb, ce fel de stat noi creăm? E adevărat că se creează niște chestii, se adună multe întrebări, unele în antiteză cu unele promisiuni, dar așteptăm să se facă 100 de zile, apropo, foarte curând, guvernul Gavrilița, și atunci ne vom permite probabil mai mult. Ni se pare diplomatic, corect, inclusiv din punct de vedere jurnalistic, să așteptăm aceste 100 de zile. Dar de teamă, eu le-aș sugera tuturor colegilor. Nu au de ce, deocamdată. Sau uitați-vă, mergeau în aceste zile prin sate și vaccinau oamenii pe drum. Nu. Vă imaginați așa ceva? S-a făcut noi, socialiștii? Oprește moșul pe drum, moșleanu, ia să ai puțin, cum te cheamă așa? Fără să iei dat la... Doar sunt protocoale aprobate de OMS, aprobate în Republica Moldova, care presupune anumite etape, cum vaccinezi omul. Trebuie alături să fie ambulanță, ce trebuie să ai posibilitate în caz ceva să face rău omul, să stea măcar jumătate de oră, o oră. Ei merg prin sate cu șprițurile și vaccinează. Păi, nu, ei ce-s, veterinari sau medici? Asta arată un pic a disperare, păi, pentru că, apropo, și această problemă a pornit de pe timpul guvernului domnului Ion Chicu și vorba de campanie de informare a ieșuat de atunci. Deci s-a greșit atunci. Din păcate, observăm că nici actuala guvernare nu a învățat nimic. Campania de informare nu trebuie să meargă în felul următor. Dar sunt lucruri absolut diferite, incomparabile. În timpul guvernării precedente, guvernului Chicu, nu erau vaccini în Republica Moldova. Okay. În timpul guvernului nu era acea experiență și nu era acea dotare, pentru că toți ne-am ciucnit în luna martie 2020. Eu mi-aduc aminte. Bine, atunci a fost o incertitudine ca și da, toată țările din lume. Dar s-a început greșit. Dar acum există tot. Ok, s-a început greșit și... Există vaccine, există utilaje, există bani pentru acesta. Există tot, absolut. Ce nu există? Profesionalism. Și să mergi președintele Parlamentului cu deputații prin sat să vaccineze oamenii, nu imaginați, vă intră în sat și oprește un om și el se uită spre în jur, vede vreo 10 camere de luat vederi,
vede polițistul din sat, vede medicul, vede primarul și el ce trebuie să facă în cazul ăsta? Și toți îi sar în cap, de cine te-ai vaccinat? Păi nu, asta e campanie de informare? Asta nu e campanie de informare. Și nu ar trebui să funcționeze eu, așa. Eu, de exemplu, emisiunea începută cu asta, eu îi îndemn pe oameni să vaccineze, dacă sănătatea le permite, dar sunt anumite proceduri, sunt anumite procese, protocoale care sunt aprobate. Dar nu așa să mergi pe stradă și să îi impui oamenii să vaccineze. Lucrul ăsta nu e corect. Bine, în campania electorală, și nu doar, ați spus deschis că nu susțineți reforma administrativ-teritorială, că tot ați povenit despre satele Moldovei, pe care o propun mai multe forțe politice. Am vrea să ne referim și la asta. Pe o parte vedem... Dar cine o propune? Eu n-am văzut pasul să propun. Bine, pasul a trecut-o pe hold pentru că și-a dat seama că e foarte costisitoare și sunt lucruri, așa cum s-au exprimat ei, mult mai care ard în acest moment. Dar, chiar săptămâna trecută, poate colegii să-mi spună exact și data, am dat un reportaj despre unele școli din Republica Moldova care nu mai au capacitatea de a se întreține. Profesori neplătiți pentru că se plătește după numărul de elevi, școala e mare, dar elevi puțini, și atunci administrația publică locală ajunge într-un impas. Oare această reformă administrativ-teritorială nu ar veni cumva să soluționeze această problemă într-o oarecare măsură, pentru că asta e doar un aspect, școala. Mai sunt și alte. În primul rând, nu are legătură una cu alta reforma administrației publice locale și ceea ce țin de școli. Cu școli, într-adevăr, există o problemă pe care noi, creată, apropo, în 2014, de cel ministru a educației care era atunci, care acum e conducător de stat, când am mers pe alt principiu de finanțare a școlilor, care a dus la închidere la câteva sute de școli. Acum, în acest an, în premieră, pentru ultimii 4-5 ani, suntem într-o situație extrem de dificilă de finanțare a școlilor. Eu am fost contactat de mai mulți președinți de raioane. Sunt zeci, dacă nu sute de școli în Republica Moldova, unde bani pentru salarii deja nu sunt. Și profesorii, atent, muncesc fără salariu pentru ca copiii să învețe în speranța că de la anul nou o să le întoarcă salariile pentru luna octombrie, noiembrie, decembrie. Așa situație noi n-am avut la sfârșitul anilor 90 în Republica Moldova. Noi nu am avut așa situație. Și acum sunt în situația aceasta profesori. De ce se întâmplă acest lucru? Eu cred că trebuie să întrebăm guvernarea. Noi anul trecut și încă o an în urmă și 2 ani în urmă alocam de la bugetul de stat 300 și ceva de milioane de lei și acopeream acest deficit pentru finanțarea sistemului educației în Republica Moldova în ultimele 3 luni ale anului. Acum, în ce țin de reforma administrației publice, ați văzut că și cei care spuneau cel mai mult în campanie electorală că vor face această reformă au lăsat acest subiect într-o parte. De ce? Pentru că eu înțeles că oamenii vor fi categoric împotrivă. Ce înseamnă această reformă? Eu nu sunt împotriva reformei. Atunci când creăm posibilitatea ca primăriile să se întrețină. Dar să mergi pe lichidarea masivă din 800 și ceva, aproape 900 de primării, să faci 200 și din 30 și ceva de reoane să faci 10 sau 15, eu sunt împotriva acestea. Și mare majoritate cetățenilor sunt împotriva. De ce? Vreți să facem reformă? Haideți să o facem împreună. Ca să nu fie, ca să spună că opoziția este împotrivă. Haideți să ne așezăm. Și din nou am spus pe chestii importante care țin de viitorul țării, de schimbare conceptual, sistemic pentru binele cetățeanului, noi trebuie să avem un consens de 90 ceva de deputați în Parlament. Și noi putem să-l asigurăm acest lucru. Pe chestii de importanță. Iată, tot vorbiți despre consens, domnule președinte, și cred că e o ultimă întrebare pentru că suntem presați de timp. Noi trebuie să recunoaștem că trăim într-o societate masiv dezbinată, iar această realitate tristă se datorează în special clasei politice, din care faceți și dumneavoastră parte. Și acum vreau să vă întreb, pe final, poate mai mult ca o concluzie, ca o generalizare. Mai este eficient acest instrument de manipulare? Mai aduce el roade electorale? Și cât de periculos este? Care instrument? Dezbinarea societății. Dezbină și stăpânește. Asta s-a făcut și se face de mult ani. Se creează o sperietoare, se creează altă sperietoare și tot așa oamenii în jurul acestor sperietori. În toate țările, inclusiv și cele cu democrație cea mai avansată, mai ales în luptele politice, se joacă pe aceste sentimente. Și cât e de periculos să joci pe aceste sentimente? Unde poți ajunge? Dar în țările civilizate, spun așa, după alegeri, adică a fost campanie electorală de două ori. Cum spun oamenii? V-am ales
trageți linia, ce să vă înțelegeți, să faceți bun, ceva bine pentru noi. E ca ce trebuie să facem noi dacă suntem politicieni maturi politic. Deci trebuie să lăsăm toate mesajele din campanie electorală, pentru că în campanie se merge fiecare cu ideologia lui. Dar s-a finalizat campania electorală, am tras linia, mi-am așezat la masă, nu contează Maia, Sandu, Gavriliță, Dodon și mai departe. Oamenii au decis că au crezut în programa voastră și au votat pe voi. Au crezut că e că trebuie să schimba ceva și au zis, hai să votăm pe dânși ca să fie mai bine. Eu înțeles deja că nu-i mai bine. Dar a trecut alegerile, ne așezăm și facem ceva pentru țară. Asta e poziția. Să înțeleg că domnul președinte nu pleacă din politică total, așa ca să înțeleagă și telespectatorul, mai ales după acest mesaj. Eu nu plec, voi fi în continuare alături cetățenii, așa cum a fost ultimii, cel puțin 10-15. Mulțumim foarte mult, domnule președinte, pentru prezență. Apropo, doamnelor și domnilor, pentru săptămâna viitoare am primit deja confirmarea președintelui Parlamentului, domnul Igor Grosu. Ne-a confirmat că vine la emisiune. Așteptăm totodată să ne accepte invitațiile și doamna președinte Maia Sandu și doamna prim-ministru Natalia Gavrilița, pentru că transparența este cheia soluționării tuturor problemelor și a omorârii, hai să spunem așa, speculațiilor. Vă mulțumim foarte mult. Sănătate tuturor!